Și clar lucru, dacă s-a întâmplat o situație mai puțin plăcută, vă spun din propria experiență, soția mea fiind conducător începător, a săvârșit un accident rutier în care ea era divin. Deci eu am fost maxim de calm, cu toate că în capul meu poate aveam alte gânduri. Deci eu, prima întrebare a fost dacă nu a suferit nimeni, dacă ea se simte bine, în rest am spus că totul se repară, totul se face, nu e absolut nicio problemă. Ulterior, când am venit acasă sau când m-am apropiat și ne-am întâlnit, principal a fost susținerea mea fa față de ea. Deoarece, dacă eu începeam cumva să o acuz, acum deja sunt conștient că era foarte mare probabilitatea ca ei să renunță la, la conducere. De aceea, ce nu s-ar întâmpla, persoana trebuie susținut. Chiar și nu are importanță. Este greșită, este corectă în urma unui accident rutier, oricum persoana urmează să fie susținută. Vorbim despre reacția la accident, da? da, E o temă foarte bună, da? Înțeleg că mulți din cei care vor să-și ia permisul au frica asta de accident, E exagerat de mare, mai ales noi vorbeam la început că este și treaba asta cu frica, da? Și atunci cei care au trecut, fiind pe bancheta din spate, în poziția, în, în situația de accident, evident că situația asta o să fie stresantă. Dar vreau cumva să dau câteva elemente cheie atunci când cineva da ajunge în momentul respectiv de accident. Și așa cum noi am obișnuit astăzi să vorbim atât din perspectiva personală cât și profesională, eu având o experiență mare la volan, am avut și eu un accident în care eram eu greșită și era destul de dimineața. Mă duceam la o întâlnire cu câțiva medici psihiatri, noi am avut acolo un, un consiliu dimineața. Și eu înțelegeam că trebuie să ajung acolo și la una din intersecții am făcut o eroare și ne-am întâlnit două suflete pereche, da? <laughs> <laughs> în acest moment, eu înainte mi-am setat în avans ce o să fac dacă situații de genul ăsta o să întâmple, da? ca să am situația clară. Și primul lucru care l-am făcut, am zis că eu nu ies din mașină până când nu am un plan Așa că stăteam la volan și mă gândim, ok, văd deja un bărbat acolo care e agitat și de din mâini, vă leu, doamne, cât de tare, dar eu oricum nu ieșeam și el, evident, chiar a agitat pentru că nici eu nu ieșeam, da, lui zic, se întâmplă cu tantea asta, stă acolo stresată. Și eu stăteam și mă gândim, ok, bun, care e acum situația? M-am uitat la mașină, nu este nimic grav, da, nu știam dacă mă pornesc din loc. alt lucru care se întâmpla, noi ne aflam la o intersecție tare aglomerată, deci cumva trebuie să fim în centru atenției maxim era ora 7, urma să fie ora 8 după care veți fi veselie frumoasă și în momentul respectiv am făcut 3 uh, pași. Primul, în minte, am zis, ok, cum îl sunt pe soțul meu, să spun care situație, situația, să-mi dea, dea o perspectivă masculină. Și așa cum ai povestit despre reacția ta accidentului soției, el la fel foarte calm m-a întrebat dacă sunt bine și eu am zis că da, sunt bine, aici văd o nene care flutură de mâini și ajută-mă să înțeleg cum ar fi din perspectivă pozitivă situația respectivă și eu zic ok, încearcă ăștia doi pași. Și în momentul respectiv am ieșit afară și în situația dată am încercat să fiu foarte loială și înțelegătoare. Eu mi-am luat poziții feminină. Nu cred că toți așa trebuie să o fac. Dar eu am luat și am zis Zdravstvuițe, să. ce păznacomim I-am <laughs> zis bună ziua, hai să facem cunoștință El s-a uitat foarte agitat Și eu am zis, înțeleg de suntem În punctul ăsta, înțeleg de suntem În situația respectivă, uite La mine e primul accident în viață Eu habar nu știu cum să reacționez în situația asta Vreau să mă ajuți să-mi zici Ce vezi tu în situația <laughs> respectivă Și el zice Mi-a zis în rusă că vrea să rezolvăm amiabil. Vrea să discutăm foarte, foarte calm și să ne înțelegem, da, cu asigurările. Și asta ne-a luat, cred că, nu mai mult de 8 minute, în care l-am invitat în mașina mea. Și am, el zice, da, vai, te, haideți în mașina mea. Și a zis, nu, 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 eu vreau să te invit în mașina mea. De în momentul respectiv, noi am făcut toate actele necesare, în toate înțelegerile și el încă a fost foarte binevoitor, mi-a luat mașina într-o parte, cumva, da, am ieșit din momentul ăsta de criză. După care, foarte, foarte interesant, pentru că Vladimir, cel care am avut întâlnire în intersecție la orele șapte, a fost clientul meu încă un an de zile în relații terapeutice de cuplu. Wow. Așa că unele situații stresante pot fi cumva văzute pozitiv. Da? Nu pot să zic că n-am avut emoții. Emoțiile mele s-au activat mult mai târziu după ce am avut întâlnirea cu medicii. Am avut ore de predat. Am venit acasă, după ce am parcat acasă, mașina care s-a adevărit că merge. În momentul respectiv S-a apucat panică. Uh, mm -hmm. Panica deci Este absolut normal să existe da. asta da. Deci trebuie să acceptăm că dacă eu am panică Este sănătos Și atunci am făcut următorul pas Să nu amân, așa cum discutam noi Când este un eșec să nu amânăm Tot în seara aceea ne-am dus cu mașina soțului Cu muzică, cu distracție în mașină Și am condus aproape câteva ore Ca să trec peste treaba asta Că nu cumva să mă așez iară la volan și respectiv am trecut mai legier peste reacția la un accident. Din acest context vreau să spun că sunt câțiva pași și mai corect patru. Primul este când se întâmplă un accident, noi vorbim de un accident minor în care nimeni nu are de suferit, noi vorbim de astfel de accident, da? Este, primul lucru este să respirăm, să ne uităm la situație, să încercăm să nu intrăm în panică, în agitație, în emoții, să nu ne empatizăm emoțional cu celălalt cu care noi am intrat în conflict, în momentul ăsta este bine să știm că și el are viața lui și planul lui acum și eu am viața mea și planul meu și acum suntem în momentul ăsta și hai să găsim cea mai bună oportunitate. Dacă înțelegeți că este posibil de discutat, amai atunci se discută, dacă nu, atunci avem inspectorii de poliție care pot să intervină, deja depinde de nivelul situației care s-a întâmplat, este bine în momentul respectiv să avem suport, unii persoane apropiate. Dacă suntem prea agitați, invitați tatăl, invitați soțul, invitați acolo la moment ca să să faceți față situației respective dacă știți că nu neapărat faceți față emoțiilor. Este bine principalul să nu vă agitați sau să exprimați prea tare emoțiile față de cealaltă persoană. Și post-accident este absolut normal ca să existe o reacție fizică. Cineva din clienții mei are situații în care vomită două zile consecutiv, da? după cineva îi doare capul, cineva nu poate dormi și are insomnie. Deci reacțiile fizice sunt absolut normale în unele perioade. Dar după este bine să ne amânăm și ne așezăm iarăși la volan plăcut, frumos și să facem din asta o experiență din care învățăm.